Să nu te duci la vot nu înseamnă că nu votezi. Înseamnă că dai votul tău celui care este pe locul 1. De asta insistă toată lumea și se fac campanii să ieșim la vot. Pentru că dacă noi, cei care avem pretenții de la viața noastră și care ne dorim ca această țară să evolueze, nu ieșim la vot, câștigă partidul sau candidatul care are cea mai mare gașcă de membri sau susținători care votează. Adică dacă nu s-ar duce nimeni la vot, în afară de 3 oameni, dintre care 2 votează cu un anume partid sau candidat, acei 2 oameni vor decide soarta pentru milioanele de oameni care nu au fost la vot. Vrem să ne decidă soarta unii care sunt cumpărați cu un litru de ulei? Vrem să ne decidă soarta unii care nu înțeleg că degeaba ți-a mărit pensia cu 100 de lei dacă prețurile au crescut cu 200 de lei? Vrem să ne decidă soarta unii care sunt manipulați foarte ușor de posturile de știri? Nu! Nu vrem! De-aia trebuie să mergem la vot. Acum știu că sunt unii dintre voi care spuneți că toți sunt la fel, că n-ai cu cine să votezi, că indiferent ce ai alege, e același lucru. Plecăm de la presupunerea că sunt toți niște paraziți care nu știu cum să mai facă să ne intre sub piele, să îi votăm, să ajungă acolo ca să poată să fure. În cazul ăsta, noi pentru ei suntem doar niște numere, niște categorii care votează sau nu. Să zicem că ești din categoria de tineri până în 40 de ani cu studii medii sau superioare. Dacă nu te duci la vot, ei văd că tinerii până în 40 de ani cu studii medii sau superioare nu votează, așa că nu trebuie să luați în seamă. Pentru ei ești cantitate neglijabilă, ești neimportant și nu-și vor concentra niciodată atenția la tine și la nevoile tale. Se vor concentra în schimb pe celelalte categorii, care se duc la vot și care știți. De multe ori sunt chiar cei care nu muncesc, care nu plătesc taxe sau care se pot cumpăra cu un litru de ulei. Dacă în schimb te duci la vot, ei o să înceapă să fie interesați și de tine. Nu neapărat pentru că-ți vor binele, dar sunt interesați de nevoile tale ca să știe cum să-ți intre pe sub piele. Atunci o să înceapă să facă lucruri pentru tine, fie și doar așa ca să-ți ia ochii. Fii egoist, gândește-te și la ce nevoie ai tu. Profită de faptul că ei au nevoie de votul tău. Nu-l da degeaba celui cu cea mai mare gașcă. Fii numărul ăla pe listele lor la care ei trebuie să fie atenți. Trebuie să-ți vezi interesul, să fii șmecher, să nu-i lași doar pe ei. Pentru că chiar dacă ești doar unul, ești mai important decât îți imaginezi. Era și o vorbă, dacă tu crezi că ești prea mic pentru a schimba ceva, încearcă să dormi în aceeași cameră cu un țânțar.